Președintele Iohannis a demontat informațiile cu privire la adâncirea canalului Bâstroe și a numit totul un mit. Șeful statului a anunțat că țara noastră va sprijini în continuare tranzitul cerealelor din Ucraina, dar și pe fermierii români. Cred că este între timp un lucru cunoscut că cea mai mare parte a exporturilor de cereale ucrainene se face prin România. Noi am înlesnit acest export, i-am scutit de taxe, îi sprijinim în continuare și credem că este un lucru corect pe care îl facem. Este un lucru corect și față de Ucraina, pe care avem tot interesul să o sprijinim. Klaus Iohannis a anunțat că trebuie găsit un echilibru și în ceea ce privește fermierii români. Am căutat și am găsit căi prin care să nu fie dezavantajați producătorii interni. Probabil știți că s-a deblocat un ajutor semnificativ, cred că de 100 de milioane, chiar în zilele trecute, pentru producătorii care au avut pierderi din cauza unor sincope legislative. Cu această ocazie, președintele României a discutat și despre controversa privind canalul Bâstroe pe care a demontat-o. Există de mult intenția ucraineană de a folosi într-un mod rezonabil canalul Bâstroe pentru a ieși la Marea Neagră. Dacă se vor face lucrări sau nu, rămâne de văzut. Până acum totul a fost un mit. Nu s-au făcut lucrări de adâncire, ultimele măsurări au arătat că s-au făcut lucrări de întreținere. Dacă se vor face alte lucrări decât de întreținere, care sunt absolut în regulă, acestea nu se pot face fără să fie cooptate entitățile internaționale care se ocupă de protejarea Deltei Dunării și fără România. Discuția care a fost a dovedit a fi contraproductivă.